Varianta Delta a virusului COVID-19 este mult mai contagioasă decât celelalte mutații ale bolii. Specialiștii susțin că un caz de infectare cu această variantă generează alte noi 6 sau chiar 7 cazuri de îmbolnăvire. De altfel, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, spune că noua mutație ar fi mult mai contagioasă chiar și decât cea britanică. Până acum, în România au fost înregistrate 57 de infectări cu varianta Delta. Dacă tulpina inițială a coronavirusului, cea din Wuhan, genera circa 2 cazuri secundare de boală, tulpina Delta este mult mai contagioasă, spun medicii. Un caz pozitiv de infecție cu varianta Delta poate să genereze până la 6-7 cazuri secundare de boală, după cum un caz de infectare cu varianta Alpha, cu varianta cu tulpina britanică, care în momentul acesta este dominantă, poate să genereze circa 3-4 cazuri secundare. Între timp, în România s-ar putea lua noi decizii privind vaccinarea, la fel ca în alte 4 state din Europa, Franța, Spania, Italia și Germania, și la noi se ia în calcul varianta ca cei vaccinați cu AstraZeneca la prima doză să poată fi imunizați cu Pfizer sau Moderna la rapel. Iar pentru a încuraja vaccinarea, echipe mobile vor ajunge la mare și la munte. Deja au avut loc activități de vaccinare, de pildă pe plajă, chiar săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii, și vor mai fi organizate în mai multe stațiuni de la malul mării. De asemenea, și în Brașov sunt organizate astfel de activități, Prahova. Până acum în România s-au vaccinat peste 4 milioane și jumătate de persoane cu schema completă și aproape 200 de mii cu o singură doză.